Domnul Charles și domnul, bună seara și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Sport Plus, o emisiune care revine după o pauză de o săptămână din nou în actualitate cu un subiect interesant, cu un nume important din sportul maramureșan. Este vorba de Iosif Heșco, un nume de legendă pentru atletismul românesc, atletismul internațional, pentru că, iată, de numele acestui distins domn se leagă mari performanțe ale atletismului românesc. Așadar, domnule profesor, bună seara și bine ați venit în studiourile Teleplus la o nouă emisiune cu tentă sportivă, este clar. Da, mă bucur că m-ați invitat pentru că vreau să fac oarecum niște rectificări. Lumea mă știe ca antrenor de orientare, dar de fapt eu sunt în primul rând profesor și învățător, apoi sunt antrenor de volei, de schi, de atletism și chiar de fotbal, având în toate aceste ramuri carnete de antrenor. Însă țin foarte mult la faptul că sunt cadru didactic și întreaga activitate și ca antrenor am pus bază în primul rând pe educație și abia pe urmă de pregătirea sportivă. Chiar cum făceam vizite pe la școli, eu cunoșteam situația tuturor sportivilor la școală și de asemenea situația lor de acasă. Și chiar mă întrebau profesorii, zice, dar cum numai dumneavoastră veniți, zice, să vă interesați de sportivi, zice. Alți antrenori, zice, nu vin. Am spus, eu sunt profesor în primul rând și abia pe urmă sunt antrenor. Sigur că astăzi voiam să vorbesc despre Însă, înainte de toate, atletism. să spunem telespectatorilor că dumneavoastră ați deținut și dețineți în continuare funcții importante, atât la nivelul Comisiei Atleților Veterani, să spunem, o derivată a Federației Române de Atletism sau o latură a Federației Române de Atletism, dar și faptul că sunteți vicepreședinte al Federației Române de Orientare, resortul de orientare pe schi și mountain bike. Un lucru la fel de important, pentru că, iată, orientarea pe schi face furor la nivel chiar internațional. Da, e foarte interesant că acum, peste 2 zile, vor fi alegerile la Federația de Fotbal, unde lupta este foarte mare. Sunt 3 candidați, dar de fapt au fost mai mulți, numai n-au fost acceptați toți. Dacă ăștia se luptă pentru a ajunge acolo, eu am ajuns într-o mulțime de funcții fără să candidez. Foarte interesant. La ultimele alegeri, acum 4 ani, m-am hotărât să nu candidez la nicio funcție. Însă am primit o mulțime de telefoane și au insistat și cei din Craiova și cei din Alba Iulia, din București, toți, să candidez pentru funcția de vicepreședinte. Al doilea vicepreședinte, că de fapt sunt doi vicepreședinți, unul de vară și unul la iarnă și la mountain bike. Da, până la urmă, ca să-i salvez, să zic așa, nu voiau să-l aleagă pe cel care și-a depus candidatura, am acceptat ca să-i salvez. Ce e interesant, că au fost 28 de voturi și din cele 28 de voturi am primit 24. Ce e interesant, cele 4 voturi care nu mi s-au dat erau tocmai din Baia Mare. Asta e foarte interesant. De ce? Deși am plecat toți împreună, și cu Baia Spree și cu Baia Mare, toți am plecat cu aceeași mașină la alegeri și la întoarcere mi-au spus. Deci să știi că cele 4, zice, sunt ale noastre. Nu, nu, nu. Ați Foarte avut o interesant. poziție de acasă, să Da. spunem. Pe lângă, mă rog, această funcție de vicepreședinte, care sper să scap acum să pregătesc și alegerile la orientare,
Am mai avut și alte funcții. Deci încă sunt și selecționer și antrenor la loturile naționale de orientare pe schiuri. Și antrenor exact de 20 de ani, din 98 am fost prima ediție de campionat mondial la care am fost cu sportivi și atunci am avut aproape numai sportivi de-ai mei. La Moscova a fost și ultima ediție, care a fost cu un an în urmă, a fost în Austria. Deci timp de 20 de ani am fost și selecționer. Apoi, de asemenea, fac parte din Consiliul Director și din Colegiul Antrenorilor. Președintele de la Colegiul Antrenorilor nu accepta să fie colegiu fără mine. Acolo sunt foarte, foarte de mulți ani. Chiar acum două zile m-a sunat acest vicepreședinte din Craiova, este antrenorul craiovenilor, care este și selecționer și antrenorul loturilor de seniori și senioare, că vrea să mă consulte pe niște teme de orientare. Dar aștept să mă sune, că tocmai era pe drum spre Târgu Jiu și zice, nu putem vorbi acum. Deci, cu orientarea, ce sperăm că voi termina acum. Însă e un lucru notabil faptul că la 82 de ani, iată că sunteți în prim planul al atenției multor oameni din domeniu. Pentru că și în momentul de față vi se cere expertiza, sunteți consultat și chiar luați decizii la nivelul unei astfel de federații. Da, am fost folosit foarte des, aproape de fiecare dată în ultimii ani, și ca lector la instruirea antrenorilor de orientare. Așa că am activat și lumea m-a apreciat, ăsta e adevărul, deși nu asta era specializarea mea prima. Revenind de la personalitatea lui Iosif Heșco, să spunem că sunteți născut pe 23 noiembrie 1936 la Telciu, județul Bistrița. Iată că din primii pași spre sport sau prima amprentă pusă în sportul este cea din 1953, când ați creat în țara Oașului prima structură sportivă și anume prima echipă de volei masculin. Un lucru la fel de interesant, se împlinesc în acest an 65 de ani, o cifră la fel de importantă pentru voleiul masculin din această parte de țară. Da, ce e interesant că încă eram elev, deci abia aveam 17 ani când am înființat această echipă, deci am zis că e prima echipă de volei în țara Oașului. Și din nou oameni simpli, muncitori și țărani, deci muncitori care lucrau la carierele de piatră de acolo și țărani care lucrau în agricultură. Deci niciun funcționar, niciun profesor, cu excepția mea, la care am fost antrenor și am fost și capitan de echipă, de fapt. Dar voleiul a fost prima dumneavoastră dragoste? Prima dragoste a fost atletismul. Dar ce v-a determinat să înființați o echipă de volei? Foarte interesant. Învățătorul care era în Huta a primit o minge de volei. Cred că a fost prima minge care a ajuns în satul respectiv. Deci, nu cunoșteau nicio ramură sportivă. Singurul sport care s-a mai practicat acolo a fost oina. Așa. Și cum m-am nimerit și eu pe acasă, atunci zic, hai să învăț să joace volei. La Nădlac, unde am fost elev până atunci, s-a făcut volei foarte mult și sport în general s-a făcut foarte mult. Aveam un profesor venit din Cehoslovacia, foarte bun voleibalist și foarte bun sportiv. Interesant că participase și la războiul mondial și chiar șchiopăta puțin că a fost împușcat, dar foarte, foarte conștiincios și ne-a învățat foarte multe ramuri sportive, între care și volei. Și așa am început, deci, să
învăț și pe cei din țara Oașului. Dar am zis că despre volei să vorbim altă dată, că e o activitate destul de bogată și în volei, nu numai acolo. Și aș vrea să discutăm mai mult despre atletismul veteran. Dar voi face o mică paranteză și o să vă provoc vis-a-vis de acest volei, pentru că, iată, la zeci de ani de la acel moment, v-ați reîntâlnit cu o parte dintre aceștia și care a fost percepția foștilor dumneavoastră elevi, să le spunem, sau celor care le-ați insuflat dragostea pentru volei? Acum că tot m-ați provocat, hai să vorbim un pic și despre echipa asta. Cât de important a fost înființarea acestei echipe și ce mare influență a avut asupra educației și a transformării pur și simplu a tineretului de acolo. Am să vă povestesc două întâmplări. Chiar de la început. Era în sat acolo cel mai apreciat fecior, să zic așa, dar și cel mai mare bătăuș. Părinții mei aveau prăvălie. Chiar în prăvălie, la părinții mei, acest Nicoară, îl chema, i-a scos ochiul unui vecin. Deci, așa de mare. Ei, din momentul când l-am atras la volei, omul ăla s-a transformat complet. Deci, nu s-a mai bătut cu nimeni, nu lipsea de la volei pentru nimic în lume, ce era foarte interesant, că nu voia să joace decât lângă mine. Puteam să-l duc oriunde și puteam să-i cer orice, că ar fi făcut orice. Deci, odată s-a transformat complet. O altă întâmplare foarte interesantă, am făcut terenul de volei la școală. Vis-a-vis de școală, era biserica. La biserică se organiza, în curtea bisericii acolo, dansul. Deci, acolo se întâlneau tinerii. Și într-o duminică noi făceam antrenamente acolo pe teren și cel mai bun trăgător, unui Iancu, mai înalt, un băiat deosebit de bun, proaspăt căsătorit, juca, eu eram ridicătorul și el era trăgătorul principal. Și la un moment dat îmi spune, zice, nu, zice, eu o să lipsesc 15 minute. Că am o obligație. Avea o obligație să danseze pe ceva vecină sau așa ceva. Și a plecat la dans. Ce e interesant, că la dans acolo Ceteraș era frate său și cu Zongora al doilea frate. Deci avea doi frați acolo. Și sigur, cum s-a dus acolo, s-a vărât sub grumazii Ceterii, cum se zice. Așa. Unul dintre feciori, nemulțumit că ce caută unul căsătorit sub grumazul Ceterii, l-a tăiat și pe loc a murit acolo. Deci după vreo 15 minute vine cineva și ne anunță, Iancu a murit. Nu ne venea să credem. Așa. Lucrul ăsta a avut iar un impact deosebit. Deci din momentul ăla majoritatea tinerilor veneau la volei și puteam să fac cu ei orice. Ce e interesant, că în 65 eram pregătit să mă căsătoresc. Eu eram la Nistru, profesor de limba rusă, pe catedră de rusă eram. Și soția avea aceea specialitate, rusă-română, de fapt. Și hai să ne căsătorim și ăștia află că vreau să mă căsătoresc. Măi, hai și faci nunta la noi. Deci noi îți organizăm absolut tot. Și într-adevăr mi-au organizat o nuntă cam povești, n-a trebuit să cheltui absolut nimic și au adus o orchestră de la Negrești, mă rog, mai domnească, cum ziceau ei, și una pentru Oșeni. Și a ieșit o nuntă minunată. Dar zic că au transformat localitatea efectiv, deci acest joc de volei. Pentru că
în fiecare zi de sărbătoare sau după muncă, se întâlneau și jucau volei. După, țineam legătura tot timpul cu ei și după 50 de ani am organizat sărbătoarea, mă rog, împlinirea 50 de ani de la înființare. Am făcut o echipă de volei din veterani de aici, din Baia Mare, și jucători de divizie A, inclusiv Arbuzov, care e medaliat și la europene, de fapt e singurul voleibalist din Maramureș. E cam cel mai important nume din voleiul maramureșan. Da, da. Singurul medaliat la europene. Așa, și al jucător de ăsta și profesorul Mârza și domnul Ganea, dacă... Profesorul Rusu. Rusu, da, antrenor. Deci ne-am dus acolo și am sărbătorit. Am făcut niște medalii pentru toată lumea, o cupă aniversară și a fost un meci deosebit. Dar erau așa de mulți jucători la ei, încât în fiecare set au schimbat jucătorii. Deci erau jucători de trei echipe. Așa de mulți jucători au crescut acolo. După 50 de ani vorbim de același impact al voleiului, da, într-o localitate mică unde dumneavoastră ți l-ați implementat. Dar să nu mă întrebați și la 60 de ani, pentru că la 60 de ani când am mers, toți, da, nu știu, doi dacă au mai rămas, au fost plecați în străinătate. Majoritatea sunt în Franța și mi-au zis că dacă vreau să organizez acum, să organizez în Paris, că ei au teren în centrul Parisului și acolo joacă. Deci n-a mai rămas tineret în localitate. Până și școala s-a desfințat, să merge la certeze și iată și alt aspect a dispariției satelor. Un bistrițean care a poposit în primă fază pe meleagurile maramureșene și a rămas și iar ulterior și-a pus amprenta pe mai multe discipline sportive. Vom începe cu atletismul pentru că, iată, aici v-ați dedicat, sau spre această ramură v-ați dedicat întreaga viață, sunt peste 65 de ani de activitate ca sportiv, antrenor, atlet veteran, pentru că, să spunem și acum, la 82 de ani, participați la o serie de competiții. Voi aminti doar faptul că luna viitoare veți fi prezent la prima dintre ele, încununată fiind și cele din toamna acestui an, campionatul european de atletism, rezervate veteranilor. Da, deja am avut două campionate, campionatul de sală, mă rog, unde am câștigat două titluri la 1500 și la 3000, și luna viitoare am campionatul național de semi-maraton, 21 de kilometri. Și imediat în aceea săptămână plecăm la campionatul european din Spania, Alicante. Din Baia Mare mai merge și Ster Mariana, o atletă foarte bună și foarte veche, să zic așa. Deci în 18-20 mai Alicante, Spania, campionatul european de alergare pe șosea, iar în intervalul 4-16 septembrie veți fi prezent la campionatul mondial de pistă găzduit tot de Spania la Malaga. Da. Să sperăm că o să ajung și acolo. Sper să nu mă accidentez până atunci, că la vârsta asta se poate întâmpla orice. Iar în 21-23 septembrie Slovenia va avea loc campionatul balcanic în aer liber. Da, și acolo am fost și anul trecut în Bulgaria. A fost unde am luat un titlu de campion balcanic și unul de vice. Așa. Legat de atletismul veteran, e foarte interesant. Campionatele naționale de veterani s-a organizat pentru prima dată în 1986 în București. A fost prima ediție la care am participat 72 de concurenți, din care 9 femei și restul bărbați. Dacă nu greșesc, că aveți și o poză acolo. Avem și o poză. Pe care o să vă rog să o arătați.
La acest campionat au participat trei concurenți, deci trei atleți din Baia Mare, a fost soții Moscovici, doamna și cu domnul, și eu. Deci, trei. Să rog pe colegi să dea jos și burtiera tocmai pentru a vedea telespectatorii o parte din salba de medalii obținută de Iosif Veșco de-a lungul timpului. Sunt poate 1% din ceea ce... Astea sunt numai de la Balcaneadea. Că din țară am câștigat peste 100 de medalii de campion, chiar timp de 30 de ani am fost chiar neînvins, nu numai la campionate, dar la nicio competiție în țară. Deși am avut și aici 4 Balcaneade în timpul ăsta. Și dacă nu greșesc, și în momentul de față, pe site-ul Federației Române de Atletism, sunteți cu 8 recorduri naționale, care rezistă și în momentul de față. Da. Să spunem recorduri care rezistă de pe data de 3 iulie 93, 8 iunie 1996, 6 septembrie 1997, din 2012 ați reușit 2 recorduri anul trecut pe o temperatură, pe o caniculă insuportabilă, fiind, dacă nu greșesc, singurul participant care ați încheiat cursa. La categoria mea și la 75 de ani, la fel, un singur concurent. Iar cel mai vechi record care încă nu vă este depășit este cel de pe data de din 1991, de la Campionatul Național din București, la maraton. Da, ăsta e un timp deosebit. A fost și condiții foarte bune, pentru că s-a alergat în Otopeni, pădurea Băneasa, și a fost umbră multă și deci s-a putut alerga foarte bine. Și aveam și o poză de pe acolo, o poză cum depășesc niște tineri și tinerii aia se uitau la mine așa cum un bătrân de 50 de ani trece pe lângă ei, care aveau 20-22 de ani, așa ceva. Deci ăla mi-a rămas. Recordurile care le-am stabilit anul trecut la 10 km și la 21 de km, m-am pregătit acum să le dobor anul ăsta. Și sper să le dobor, sper să nu prind aceeași temperatură de 42 de grade cu 3, cum a fost anul trecut. Și sunt și mult mai bine pregătit, deoarece până acum un an jumate, când am ieșit definitiv la pensie, nu am participat un timp, vreo 10-12 ani, n-am participat la campionatele naționale, fiind foarte ocupat cu sportivii de la Electrosistem. În momentul de față dețineți aceste recorduri alături de alte nume sonore ale atletismului românesc, o mare parte dintre ei din Maramureș. Și aici m-aș referi doar la familia Ileana și Ferdinand Moscovici, Carol Farcaș, Maria Șter. Da, Moscovici... Augustin Iancu. Acest Iancu nu este de aici, asta a fost un fals, așa, să zic așa. Și un Tănase Robertino. Tănase Robertino, nici ăsta. Ăsta e din București, acum este actualul președinte atleților veterani, unde eu am fost vicepreședinte peste 15 ani. Deci am fost sub conducerea a 4 președinți. Ăsta e ultimul pe care, să zic, care acum a fost numit, n-a fost ales, că a fost numit de sus. Așa, așa se procedează acum chiar și la veteran. Dar și acum mi-a dat o funcție imediat când m-am întors acolo, deci încă mă apreciază. Ce e interesant legat de campionatele naționale ale veteranilor, care au început în 86, exact în 1986 am înființat și
crossul sau cupa castanelor la cross pentru veterani. Inițial a fost pentru veterani planificat, dar până la urmă au participat toate categoriile. Cea găzduită cu ocazia sărbătorii castanelor. Da, dar e mai veche decât sărbătoarea castanelor. Eu am impresia că sărbătoarea castanelor au pus-o tocmai că le-a plăcut foarte mult denumirea crossului nostru. Și atunci, hai să zică și ei crossul ăsta, sărbătoarea castanelor pentru asta. Dar noi avem, abia anul ăsta deja va fi a 33-a ediție. Ori la sărbătoarea castanelor, nu știu, a 25-a sau așa ceva. E, deci mai tânără. Ce e interesant că la această competiție, am zis că are aceeași vârstă ca și campionatele naționale de veterani, a fost competiția de veterani cea mai apreciată de marea noastră atletă Iolanda Balas. De fiecare dată, în ultimii ani, de când a apărut și revista ei, Atletismul Românesc, dacă ăsta se poate vedea aici, care este editată de fundația care a înființat-o Iolanda Balas. Deci, ținea așa de mult la această competiție a noastră, încât de fiecare dată ne trimitea prin mâna ei dreaptă, doamna Elena Mocanu, revistele editate de dânsa. O să vă rog să nu vă uitați ideea, pentru că trebuie să luăm un scurt calup de publicitate. Revenim cu partea a doua a emisiunii, alături de profesorul Ion Heșco, un numel de legendă a atletismului românesc. Un animăluț sănătos este un animăluț fericit. Vino la cabinetul veterinar Alfavet pe strada Pășunii numărul 2 și oferă-i prietenului tău patruped cel mai bun tratament, indiferent de problemă. Ne deplasăm și la domiciliu în zona Baia Mare și oferim transport gratuit pentru produse. Alfavet, singurul ecograf Doppler Color din Baia Mare. E momentul să elimini colesterolul din alimentație. La restaurant Pronto, mâncarea sănătoasă și fără grăsimi e la ea acasă. Preparate tradiționale, moderne sau de post, la restaurant Pronto, acestea sunt tot timpul proaspete, delicioase și consistente. Facem livrări inclusiv duminica. Restaurant Pronto, Baia Mare, strada Victoriei 146. Profită de campania de primăvară 2018 Husqvarna și alege una dintre ofertele de nerefuzat. La noi ai cele mai bune prețuri la motoferăstraie casnice și profesionale, mașini de tuns gazonul, moto-unelte, refulatoare pentru frunze și multe alte cadouri și accesorii la super promoții. La Bricolaj, dealer autorizat Husqvarna, găsești tot ce este mai bun pentru curtea și grădina ta. SC Bricolaj SRL, Baia Mare, strada Mihai Eminescu, numărul 128. Dorești să-ți înmatriculezi mașina în cel mai scurt timp? Avem pentru tine soluția. De la programare până la înmatricularea definitivă, apelează cu încredere la FIC Broker, agent de asigurare Călin Fițigău. Telefon 0749 945 843. Florăria Ikebana aduce zâmbete, buchete deosebite, livrare promptă, prețuri accesibile. Comandă un buchet frumos, parfumat și delicat pentru persoana dragă din viața ta. Personalul amabil și prietenos vă așteaptă cu cele mai bune recomandări. Ikebana vă livrează flori și buchete la domiciliu. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping, ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei.
Ce înseamnă să nu te poți bucura de minunile vieții? Ce înseamnă să nu te poți bucura de desenul copilului tău? O viață trăită în întuneric merită schimbată. Cu ajutorul doctorilor specialiști, cu aparatură de ultimă generație, la Clinica Vitreum, vreau să încerc o schimbare. Cu ajutorul chirurgiei refractive, am reușit să scap de ochelari, operație care a durat 5 minute. Dăruință, tehnologie, performanță. Într-un cuvânt, oftalmologie. La Clinica Vitreum. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Magazinul Compact. Zi de zi, aceeași eleganță în servire. Aceeași calitate superioară a mărfurilor. Aceeași atenție față de cumpărători. Compact. Mereu magazinul tău preferat. Dacă nu crezi, hai la Compact ca să vezi. Revenim cu invitatul nostru de această seară, profesorul Iosif Heșco, un nume de legendă atletismului românesc. În fața laptopului am postat o poză cu o parte dintre sau câștigătorii, cei 5 câștigători ai ultimei ediții a Crossului Castanelor, cu nume importante, precum Elena Pagu sau Traian Petcu, cel care chiar azi împiește vârsta de 94 de ani. Da. Și este unul dintre oamenii care au fost și antrenori o perioadă de timp la București, dacă nu greșesc. La Progresul București, da, mi-a fost câțiva ani. Și am rămas prieten foarte bun și este de nelipsit de la competiția noastră, Crossul Castanelor. Am spus că la acest cross al Castanelor ținea foarte, foarte mult Iolanda Balaș. Atât de mult a ținut, încât până și în revista secolului, pot să-i zic, în care au apărut numai cei mai buni atleți pe plan mondial și cei mai buni atleți din țara noastră, cu ocazia împlinirea 100 de ani a Federației Internaționale de Atletism și tot 100 de ani și a Federației Române de Atletism. Și în această revistă, unde sunt numai atleți de mare valoare, a găsit loc și pentru competiția noastră, Crossul Castanelor. Titlul e extrem de interesant, atleții veterani din Maramureș nu se dezmint. Iată această revistă. Da, cu, care... tot și cu trei poze acolo, unde chiar și Traian Petcu apare acolo. Este cu atât mai îmbucurător cu cât revista Federației la centenarul ei reușește să găsească spațiu și pentru atleții veterani maramureșeni. Cum la fel de important este și, pentru că tot suntem, este și această publicație de sorginte cehă, dacă nu greșesc, a slovacilor și cehilor, în care profesorul Iosif Heșco găsește întâietatea pe parcursul a 5 pagini. Da, 5 pagini acolo, cu 11 poze, cu ocazia întâlnirii cu foștii colegi de la școala pedagogică din Nădlac, slovaci. Anul trecut am avut întâlnirea și acolo mi-au luat un interviu și au scris pe 5 pagini și cu 11 poze. Deci, foarte interesantă. Rămânând deocamdată tot la publicații, să vă arăt o altă editură, o altă publicație în care apare numele profesorului Iosif Heșco cu titlul Un profesor îndrumător pasionat. Este această revistă Copiii Maramureșului în epoca Nicolae Ceaușescu. Din păcate este o revistă, să spunem, de colecție, ținând cont de vechimea și valoarea materialelor publicate în ea, pentru că și aici se găsesc nume importante ale sportului maramureșan. Da. Este adevărat dinainte de 89. Oameni care au făcut furor și la acea perioadă.
Asta din 86, deci când am lucrat la Casa Pionierilor, unde, mă rog, am adus medalii de la finalele pe țară în 8 ramuri sportive și atunci Baia Mare a primit și titlul de a doua capitală a sportului românesc și datorită medaliilor aduse de pionierii din Maramureș, mai ales cei din Baia Mare. Și voi prezenta ultima revistă telespectatorilor noștri din această seară. Este vorba de revista dedicată celor 20 de ani de activitate atleților masters sau veterani, în care se regăsesc trei nume importante din Maramureș, să spunem familia Heșco. Este vorba de profesorul Iosif Heșco, de fiul dânsului Emil Heșco, un nume important la nivelul Federației Internaționale, dar și de nora dumneavoastră, Ana Heșco, cea care la fel este și a practicant atletismului. Și chiar antrenoare și antrenoare poate care are un nume mai sonor decât mine acum, că deja a dat o campioană mondială la junioare, pe fiică sa, sau nepoată mea. Deci atletismul este din generație în generație se transmite, da, să spunem, acest microb. Chiar, să zic, satisfacția cea mai mare am avut-o la Vișeu de Sus, acum 2 ani, când s-a organizat crosul Vaserului. Și acolo am fost toată familia. Și cei patru, deci eu, feciorul, nora și cu nepoata, fiecare am câștigat la categoria noastră. Și normal că au fost și separat urcați pe podium, dar și toți patru împreună. Și cine ne-a premiat? Fostul ministru al învățământului, Pop. Cu care, de fapt, ne cunoșteam mai dinainte. Ce o lega pe Iolanda Bala-Suter de sportivii maramureșeni? Pentru că erați foarte îndrăgiți și respectați la nivelul conducerii Federației Române de Atletism, Iolanda Bala-Suter fiind poate cea mai longevivă președinte a acestei structuri sportive. Pentru mine, Iolanda Balaș constituie cea mai bună sportivă a României din toate timpurile. Mă rog, la noi se spune că ar fi Nadia Comăneci. Pentru mine e Iolanda Balaș, care n-a plecat din țară, a rămas aici, a construit nenumărate stadioane, s-a ocupat enorm de mult de atletismul românesc și, de fapt, a și dat roade, să zic, în perioada ei au fost cei mai mulți medaliați olimpici, europeni, mondiali, deci cât timp a fost ea la federație. Ea a ținut foarte, foarte mult la Baia Mare, din faptul că Baia Mare, de fapt, era centrul cel mai puternic din țară în atletismul veteran. În frunte cu Moscovici era considerat cel mai bun atlet veteran din țară, mai ales pe plan internațional. Câștigat mai multe titluri europene, mondiale și de aceea probabil a ținut foarte mult la noi. Ziceam că în cadrul acestui cross al castanelor s-au organizat și vreo 6 ediții de campionat național pe echipe. Echipa Maramureșului, sau a Băii Mari, de fapt, a câștigat 5 din cele 6 ediții, titlul de campioană pe echipe. În componență intrau 4 băieți și 2 fete, sau 4 bărbați și 2 femei. Echipa de bază era Moscovici cu profesorul Mârza, cu Ganea Alexandru și eu. Unul dintre cei 6 era obligatoriu să alerge 25 de kilometri. Erau două distanțe, 10.000 și 25.000. Distanță de 25.000 de metri, totdeauna alergam eu. La una din ediții n-am putut să alerg eu, că m-am accidentat și atunci s-a pierdut titlul în anul ăla. Spuneam că am fost vicepreședinte mai mult de 15 ani. Am avut o întrerupere de vreo 2 ani când a fost pusă Maricica Puică, marea noastră atletă.
Dar după 2 ani a renunțat și a zis că să revin eu pentru că nu făcea față. Ce am adus eu în atletismul veteran în perioada respectivă? Eu răspundeam de competițiile în afară de stadion. Deci cross, șosea, maraton, semimaraton. În fiecare an organizam competiția în altă localitate. Așa am luat Moldova, a fost Iașu, a fost Bacău, a fost Botoșanii, Romanu, deci în fiecare, Buzău, deci în fiecare din această localitate am organizat campionatul național. Pe urmă în Sibiu, până și în Zalău, în Baia Mare, nu vorbesc, aici am mai multe ediții. Și de ce? Pentru că așa se răspândea atletismul veteran. De promovare. Da, da. Și până când a venit președinte Rugină, care Dumnezeu să-l odihnească, tocmai vinerea de Paște a murit și de Paște a fost înmormântat, a apărut și pe ecranele televizorului foarte mult. El a preferat să se organizeze toate aceste competiții în afară de stadion la Pitești. Și în momentul ăla eu am renunțat la vicepreședinție și m-a supărat cu treaba asta. Deci, de asta. Acum, dacă interesează, două întâmplări foarte interesante cu președintele Firea. Firea, cu tatăl socru, actualei primar, nu, actual, socru. Socru actualului primar general al capitalei, da. Deci el mi-a fost președinte mulți ani de zile. Două întâmplări interesante cu el. Eram la Izmir, în Turcia, la Balcaniadă. În timpul ăla, 25 de atleți din România primeau cazare și masă gratuită acolo. Numai că era foarte greu de ales. Mergeam câte 60-70 la câte o balcaneadă dintre asta. Trebuia să alegi pe cei mai buni 25. Responsabil cu asta eram eu. Și ajungi la Izmir acolo, unul dintre atleți, foști atleți de performanță, Popovici de la Sibiu, mă reclamă la domnul Firea că nu l-am trecut în lotul de 25, mă cheamă domnul Firea la el, păi zice, măi, cum nu l-ai trecut pe Popovici, zice, a fost atlet, păi zic, a fost, dar zic, acum, zic, eu am o schiță cu punctajul pentru campionatele mondiale, pentru europene, pentru balcaneade și pentru naționale. Și zic, la care din acestea? Păi n-am fost la. Așa, dar unde ai fost? Păi am fost la nu știu ce concurs, așa, păi zic că alea nu se punctează decât astea oficiale. Și i-am adus schema cu punctajul și când a văzut și atletul a zis, zice, nu, zice, nu, mă scuzați, zice, am greșit eu. Așa că nu puteau să mă prindă, să zic, într-o ilegalitate. O altă întâmplare tot cu Firea, foarte interesantă, la Alba Iulia. Acolo se organiza ultimul concurs important, deci Cupa Unirii sau Crossul Unirii, și atunci făceam adunarea generală acolo și analizam activitatea pe anul care a trecut și prezentam programul pentru anul următor. Și la una din aceste ediții nu voia să înceapă ședința pentru că a apărut unul Lazar Gheorghe, care era exclus din activitatea veteranilor pentru că a lovit o sportivă. Sportiva chiar din Baia Mare era. Așa. Și au zis că atâta timp cât dacă el vine, eu nu mai țin ședința. Și discuții lungi acolo, ăla nu voia să renunțe. Și atunci a și plecat domnul Firea, ce nu țin nicio ședință și gata. M-am dus la Lazar și am explicat, zic, măi, uite ce zic, lasă-ne acum să ne facem activitatea, că zic, uite, eu ridic problema ta și zic, fără să mai întreb de domnul Firea, zic, pun la vot.
și să vezi că o să voteze aia ca să se anuleze sancțiunea. Știi? Și mergem și-l anunțăm pe domnul Firea, vine la ședință, se ține, mă rog, analizăm totul și spre sfârșit ridic problema. Îi spun, zic, păi, uite, are singura satisfacție care o are și el, era mai în vârstă decât mine, a murit acum 2 ani, Dumnezeu să-l odihnească, și zic, la vârsta asta, aici, zic, îl ținem lângă noi și se bucură și el că are o activitate, altfel se pierde. Și toată lumea a votat pentru și așa l-am salvat și am salvat și ședința. Pentru că ne mai despart foarte puține secunde de finalul acestei emisiuni, o emisiune de colecție, să spunem, pentru telespectatorii și iubitorii sportului maramureșan, o să vă rog foarte rapid să-mi spuneți care sunt prioritățile din acest an la care veți participa. Bine, acum spuneam că am avut foarte mulți, că am fost cea mai tare sau orașul cu cei mai reprezentativi atleți veterani. Foarte puțini am mai rămas dintre alea, dintre aia care am fost la început, chiar și la ediția 30 a campionatelor naționale, când au insistat foarte mult să merg, pentru că eu lipsisem vreo 12 ani. Am fost doar 6 atleți din cei care am fost la prima ediție. De aici, din Baia Mare, doar eu. Ceilalți erau din București, chiar toți ceilalți 5. Așa. Se schimbă generația. Deci avem o generație nouă acum, de tineri. Din vechea generație am rămas practic eu și cu doamna Ștermaria. Doamna Moscovici vine ea aici, dar nu mai poate să participe, este bolnavă, am primit 87 de ani și acum are probleme de sănătate. Dar avem un lot nou, tânăr, mă rog, de la femeie este Hordo. Monica Hordo. Da, cu Pop, care lucrează la Salvamont, o atletă bună. La bărbați avem pe Marin și pe Andreica și Deac și deci avem o trupă nouă care participă. Ce e interesant că sunt destul de puțini care participă la competițiile astea oficiale. Mai este Rus Ioan, preot, așa, dar alergător bun. Ceilalți preferă să meargă la competiții din astea, la alte, mă rog, unde se mai dau bani, se mai dau premii, pentru că la campionatele naționale, la Balcaneadă, nu primești premii în obiecte sau în bani. Și preferă să meargă la alte competiții. Domnule profesor, eu vă mulțumesc pentru prezența în această seară. Sper ca la finalul lunii mai să completăm această emisiune cu alta pentru a îngloba și a forma o ediție de colecție în ceea ce privește personalitatea lui Iosif Feșco, un nume de legendă al atletismului românesc. În emisiunea viitoare vă propun și spre alte domenii în care ați activat, precum fotbalul sau orientarea. Noi, din păcate, trebuie să-i mulțumim domnului profesor pentru că timpul alocat acestei părți a emisiunii a expirat. Încă o dată, mii de mulțumiri, multă sănătate și mult succes în continuare. În ultima parte a emisiunii vă invit să urmărim două calupuri de interviuri. Primul dintre ele este cu Răzvan Popovici, antrenor echipei de rugby a CSS2 Baia Mare. Juniorii de la CSS2 au jucat sâmbătă în prima etapă din returul Diviziei Naționale Under 18, învingând cu 59-0 pe CT din Nicu Golescu, iar de la partida Știința Explorer Baia Mare Dinamo București, etapa 7-a play-out la volei, îi urmărim pe Bogdan Mureșan, Liviu Răpeanu și Marius Botea, între formației Băi Mărene. Iar ca ultimă informație venită din lumea sportului, să vă spun că în aceste zile, la Maribor, în Slovenia, are loc campionatul european de taekwondo ITF, un campionat european la care
sportivii băi măreni au reușit o medalie, o salbă de 15 medalii, o medalie de aur, 4 de argint și 3 de bronz, un loc 4 și 3 locuri 5, fiind de departe cea mai bună performanță a sportivilor de la CS Dragonul Baia Mare, coordonați de Dan Goron și Monica Goron, de la înființarea acestui club. Deci, campionatul european de taekwondo, băimărenii vin cu o salbă de 15 medalii. Eu pun punct aici emisiunii Sport Plus. Cu lumea sportului ne vom reîntâlni lunea viitoare la aceeași oră 17. Cu acestea fiind zis, eu vă doresc o seară cât se poate de plăcută, toate cele bune, la revedere! Domnule Răzvan Popovici, o victorie importantă și victorie extrem de categorică în fața unei formații aflate pe podium. Este vorba de CT din Nicu Golescu. Da, primul meci din retur, un meci important, ca și toate celelalte meciuri sunt importante, pentru că, dacă știți, punctele sunt foarte apropiate, suntem patru echipe care suntem la diferență de un meci câștigat, așa că orice surpriză sau eșec se schimbă clasamentul. Un meci bun, îi felicit pe băieți pentru dăruirea pe care au dat dovadă. Așteptăm următoarele meciuri, să sperăm că mergem cu bine până la sfârșitul campionatului. S-a văzut o poftă de joc a băieților care se află mai tot timpul convocați la națională. Și aici mă refer la Onț, Popoaia, Harasim. Da, așa este. Ei, din fericire pentru ei, au fost tot timpul angrenați în pregătire. S-a și văzut treaba asta. Și-au făcut datoria pe teren și sper să țină tot așa până la sfârșit. Un retur de campionat în care oarecum sunteți avantajat de faptul că jucați pe teren propriul meciurile mai grele. Aveți 3 etape acasă și 2 în deplasare. Da, toate meciurile sunt grele. Într-adevăr, suntem un pic avantajați că le avem meciurile acasă, dar să nu uităm că în tur ne-am avut în deplasare. O să aveți meci greu pe terenul Olimpiei. Toate meciurile sunt grele. Da, este o echipă care și-a revenit pe sfârșitul turului, care, dacă ați observat, au câștigat chiar cu Steaua. Toate echipele pun probleme în campionatul ăsta. În momentul de față vă împărțiți pe mai multe fronturi. Un alt obiectiv este acel al reprezentativelor naționale. Recent ați fost numit la Naționala de Under 7, cu care veți de rugby 7, cu care veți merge în primă fază la Izvorani, iar peste 2 săptămâni la campionatul european din Polonia. Da, este o misiune dificilă, deoarece avem doar 2 stagii de pregătire și timpul este foarte scurt să putem pregăti la capacitate acest campionat european, dar încercăm să facem un campionat bun și să punem la punct tot ce înseamnă legat de rugby 7 în cele 2 stagii de pregătire. Sperăm să nu dezamăgim pe nimeni. Porniți la drum cu un lot de 16 jucători, dintre care 7 de la CSS2 Baia Mare, singurul avantaj fiind acesta, pentru că iată, cei 7 sunt jucători de rugby 15. Da, știți foarte bine, e destul de greu să treci de la rugby 15 la rugby 7, dar ne bazăm pe cei mai buni jucători care au fost la rugby 15, care au calități pentru rugby 7 și încercăm să punem la punct apărarea, atacul, mișcarea generală, tot ce înseamnă legat de rugby 7. Care sunt adversarii de la campionatul european de rugby 7? Suntem într-o grupă cu Franța, Ucraina și Germania. Toate trei sunt echipe foarte bune. Poate unii o să spună Germania sau Ucraina, dar să știți că ești foarte bine dezvoltați pe rugby 7. Ca ultimă întrebare, aș dori să vă întreb despre campionatul european de rugby 15, unde ați ocupat un loc 6 și unde practic v-ați atins obiectivul, pentru că iată reușiți ca și la anul să vă aflați în grupa de elită. Da, în primul rând suntem un pic suntem mulțumiți că ne-am îndeplinit obiectivul. Nu suntem chiar așa de fericiți că n-am reușit să jucăm la capacitatea maximă în meciul cu Rusia și s-a văzut și rezultatul. Din păcate, mai avem de lucrat. Important e că am rămas în elită
și ținem sus rugby-ul românesc. O să nu uităm că în grupă, în primul meci, ați întâlnit Franța, deținătoarea titlului. Da, așa este. A fost o grupă destul, sau meciuri au fost destul de dificile în, la campionatul european. Vă mulțumesc și vă doresc mult și succes. Vă mulțumesc. Te rog să ne spui câteva cuvinte despre această victorie importantă obținută azi la Baia Mare. A fost una dintre cele mai importante victorii ale noastre de față, pe care trebuia să le facem. Ne bucurăm foarte tare că am luat 3 puncte, sunt foarte importante pentru poziția noastră de casă. Ce credeți că ați avut astăzi peste formația vermăneană? Unde ați fost superior? Din punctul meu de vedere, cred că am fost pe serviciu și pe apărat. Etapa viitoare, un meci la fel de greu, însă acasă cu un Oradea. Foarte important și era, sper să luăm tot la fel 3 puncte și să urcăm cât mai sus acasă. Îți mulțumesc! Liviu, un meci crucial astăzi, să spunem, pentru a rămâne în lupta pentru locurile 7-8. Da, un meci important, ca toate meciurile care le-am avut. Am jucat ce-am putut, ce-am știut. Unde crezi că au fost superior astăzi din Amandu? Suntem mai puține greșeli decât noi. Că mingele importante, eu zic că ei le-au fructificat noi, nu? Atât. A fost mai bun decât noi. Bravo. Mai avem un meci de adeși care trebuie să câștigăm și eu zic că țin noroc, putem să ieșim pe 8 și să vrem un obiectiv cum vrem noi toți. Vă propuneți 3 victorii din tot atâtea meciuri? Da. Cu siguranță o să fie greu la adeși, dar eu zic că putem să venim cu 2 puncte minime. Îți mulțumesc. Domnule Botea, câteva cuvinte despre penultimul meci jucat în această stagiune pe propriul teren. Dar n-ar fi prea mult de spus. Când pierzi, mă rog, nici nu prea zine să vorbești. Am făcut un meci slab, ăsta e adevărul. Din păcate s-a devenit ceea ce și-a anticipat de mult. Adică, încă o dată, repet, problemele pe care le avem la echipă se pare că sunt vizibile și în teren. Încă o dată, un meci slab din partea noastră, eu cred că ne-a lipsit în primul rând ambiția, n-am avut deloc atitudine și atmosfera a fost, după cum s-a văzut în teren, mă refer la atmosfera care, mă rog, nu, sub nicio formă nu poate duce la victorie. Două meciuri în deplasare. Da, două meciuri în deplasare, unul acasă, mai avem 3 etape, să vedem ce vom face. Sper să fim totuși, să încercăm să câștigăm din aceste 3 meciuri și cel puțin 2. Nu cedăm, asta este clar, dar încă o dată nici nu arătăm ca și o echipă care ar vrea cu adevărat să câștige fiecare meci.